Care e colega de bancă? Georgiana? Foarte bine! Este și mama mea. Stai să vă spun cum s-a întâmplat. Georgiana mi-a spus că a vrea să fie cu mine, pentru că eu sunt altfel decât alți copii puțin. Adică eu vreau să stau cu Georgiana și să mă ajute ca să fiu și eu foarte bine. Știți? Ca să pot fi și eu un avansat. Eu învăț, dar eu de obicei nu învăț singur. Eu învăț cu puțin ajutor. Și la școală prima dată a fost mai greu. Dar cu trecerea timpului m-am obișnuit cu Georgiana. Poate n-am reușit din prima, dar am reușit apoi. Cum ai și filmarea? Acum e rândul tău, Georgiana? Integrarea lui David este poate cea mai frumoasă poveste pe care puteam să o scriu vreodată. Nici nu-mi imaginam eu când eram însărcinată sau când l-am născut că o să avem așa multe obstacole de trecut. Diagnosticul lui a venit la 2 ani și 10 luni și odată cu diagnosticul ne-am străduit foarte mult să-l integrăm în colectivitate. În vremea aceea lucram în presă și aveam alte visuri de împlinit. Știam că pur și simplu copilul a merge la grădiniță, mănâncă, doarme, face activități și vine seara acasă și ne povestește ce a făcut. La noi n-a fost așa. M-am ambiționat să-l duc de la 2 ani. Am mers mai întâi la o grădiniță privată. M-am gândit că fiind un colectiv mai mic, se pot ocupa mult mai bine de el. Dar timpul trecea, el nu vorbea, achizițiile nu erau ca ale celorlalți copii. Ajunsese la 3 ani și jumătate aproape și încă nu mă strigase mama. Și eu continuam să-l duc la grădiniță, așa cum vrea orice mamă, să-l vadă la serbare, să-l vadă cu creionul în mână desenând. La 3 ani jumate a spus mama când eram în spital și ajunsesem acolo pentru o operație la ureche. Din clipa aia cred că am prins așa niște superputeri și m-am gândit că tot ce e mai important este să aud cât mai multe cuvinte din gurița lui David. Când avea 5 ani, David, mi-am dat demisia și am revenit la profesia mea de bază, aceea de a fi învățător și educator. Prima dată ne-am dus la o grădință privată, la grădința Conil, despre care citisem că se ocupă cu integrarea copiilor cu dizabilități. Am făcut niște cursuri de psihopedagogie specială și puteam să lucrez efectiv cu copii cu dizabilități. Aveam o grupă specială, la un moment dat s-au strâns 7 copii în grupă cu 7 diagnostice diferite. Plecam plângând câteodată de acolo, că mă simțeam neputincioasă, atât pentru David cât și pentru ceilalți copii. Eu credeam așa că pot să mut munții, că pot să schimb lumea, că dacă ating un copil și zâmbesc, el imediat se va transforma așa cum aș vrea eu. Dar n-a fost așa. Nu pot să spun că a fost un eșec pentru mine, dar am simțit că încă nu sunt pregătită să fac asta cu mai mulți copii deodată. Și am zis o iau pas cu pas cu copilul meu și dacă reușesc cu el, apoi să încerc să ajut și alți copii. Am reușit să mă infiltrez în sistem de dragul lui. Poate că acum aș fi făcut altceva, dar am preferat să nu las timpul să treacă și David să nu fie integrat. Nu știu ce ar fi fost astăzi dacă părinții mei nu mă obligau la vremea respectivă să fac liceu pedagogic și să pot să lucrez în învățământul de stat. Chiar nu știu. În primul rând, un shadow, adică un însoțitor, costă în jur de 20 de milioane pe lună. Mi-ar fi trebuit un salariu să aibă și shadow, și terapeut, eventual, și alte terapii. Nu știu cât ar trebui să câștige o mamă ca să poată să plătească toate astea. Am ales să nu plătesc pe nimeni și să învăț să le fac pe toate. Pentru că David, atunci când a început să fie cu mine în fiecare zi și în fiecare clipă, el a ales să vorbească și a ales să accepte normalitatea așa cum poate el. Dincolo de cunoștințe și de noțiunile fundamentale ale gimnaziului, David are nevoie să se simtă în siguranță. Pe el poate copleși scrisul unui creion pe hârtie sau dacă cineva taie cu foarfeca sau dacă un profesor ridică tonul sau dacă geamul e deschis și afară cineva
lucrează cu o bormașină sau taie cu flexul. Deci sunt chestiile astea pe care, oricât ar fi de drăguț un profesor, nu le știu. Adică eu știu fața lui David când se schimbă, că ceva nu e în regulă. Și că nu e în regulă ceva la David, s-ar putea să aibă toată clasa de suferit. Dar nu știu cum am fi scos-o la capăt. Aud mame din alte țări că au sistemele foarte bine puse la punct, copiii au fiecare profesor lor de sprijin, alocat de școală. Sau... La noi e de domeniul fantasticului așa ceva. Nu știu când o să se întâmple, dar nici n-am energie să mă lupt cu sistemul, nici n-am energie să mă supăr că nu există, există legi, dar nu le pune nimeni în aplicare. Pur și simplu toată energia pe care o am prefer să o dau lui David. Nu că aș fi egoistă, pur și simplu asta e varianta mea. Mai avem de filmat? Da, asta a fost tot? Nu. Asta a fost tot. Da, super. Da, nici măcar n-am făcut două duble, eh?